până la București. De altfel, vânzarea se face între două trenuri, personalul de 5 dimineața care aduce clienți din capitală și cel de 7 și jumătate care îi duce înapoi. Noi am ajuns la ora 5, doi bătrânei ne-au pus imediat în temă. E tăiată de orice fel, și da. Porc, și vițel, și porc, tot, vițel. Da. Și tot. Vii, și tăieți, să găsești. Îi tai acolo? Proasteți? Da. Unii vine cu ei în căruță și negociez cu, te-ai înțeles cu omul, gata, bă, tai. Băi, lasă poliție, băi, mă, cam ați băut Dumnezeu, Nici primarul nu pare să fie străin de ceea ce se întâmplă în comună, cel puțin așa susțin oamenii care lucrează pentru el. Dar târgul al cui e? Primarul recunoaște că târgul este ilegal, dar vede jumătatea plină a paharului. Dacă n-ar fi târgul, am avea fost în grătini. Și așa avem. Dacă n-ar fi ăsta, să mai vreau să dătăni și de acolo. Este autorizat. Inspectorii de la Direcția Sanitar-Veterinară Telorman recunosc și ei că târgul nu este autorizat, dar n-au ce face. Au amendat de mai multe ori primăria și pe cei care vând, dar degeaba. În perioada de când sunt director, din 2005, am făcut acțiuni numai cu poliția și cu jandarmeria. Acolo este, funcționează și își desfășoară activitatea niște persoane de puțin suspecte și periculoase, care nu ne permitem să acționăm pe această linie singur. Până una alta, târgul de la Gălățeni este în continuare deschis, iar afacerea celor care sacrifică animalele prosperă.